Să o dăm imediat. Hai să-l ascultăm pe Teja, că e la conferința de presă. Bună seara. În primul rând, vreau să felicit jucătorii pentru atitudine, pentru spiritul de sacrificiu, pentru dorință. Mi-a plăcut foarte mult. Cred că a contat foarte mult acest lucru astăzi. Împotriva unei echipe, am jucat o echipă bună, o echipă puternică, o echipă care joacă, majoritatea dintre jucători joacă împreună de vreo 2 ani de zile, au o omogenitate mult mai bună și vreau să felicit pe jucători și astăzi au făcut un meci bun. Mă bucur pentru ei că am câștigat cele 3 puncte, iar un mare ajutor a venit din partea suporterilor care astăzi au creat o atmosferă extraordinară și le mulțumesc pe această cale că au venit atât de mult să ne susțină și cred în noi, înseamnă că sunt aproape de noi și lucrul acesta ne bucură. Glumim puțin, v-a fost teamă că veți fi supranumit Mr. X dacă era egal și meciul ăsta, pentru că era al 6-lea egal în 7 meciuri, incluzându-le aici și pe cele amicale? Nu știu. Ce să vă răspund la acest lucru? Mi-am doresc să câștig fiecare meci, vă dați seama. Mr. X, Mr. Z, nu pot să-mi dau seama. Îmi doresc să câștig fiecare meci. Cât de greu a fost să câștigați în fața Craiovei după ce a trebuit să reveniți de la 2-1? Foarte greu, pentru că am spus, este o echipă puternică, o echipă cu jucători de calitate, cu un antrenor bun, și ei se bat la campionat, își doresc foarte mult. Deci n-a fost ușor, dar încă o dată vreau să apreciez și să subliniez încă o dată atitudinea băieților mei, spiritul de luptă. Am revenit totuși de la, am fost conduși cu 2-1 și am revenit, ăsta este un lucru foarte, foarte bun. Sper ca la fiecare meci să avem atitudinea aceasta și să câștigăm. Chiar dacă jucăm cu Craiova, chiar dacă jucăm cu altă echipă din subsolul clasamentului, trebuie să avem aceeași atitudine, pentru că, din punctul meu de vedere, calitatea au jucătorii, dar dacă păstrăm această atitudine, cu siguranță vom fi mult mai sus și vom încerca să câștigăm acest titlu. A fost foarte multă tensiune în meciul ăsta, mai ales spre final, am văzut și cartonașe roșii. Sunteți de acord așa cu acuzația făcută de cei de la Craiova că s-a pus prea multă presiune pe arbitru în această săptămână premergătoare? Nu știu dacă s-a pus prea multă presiune. Eu nu cred în așa ceva, presiune pe arbitru, presiune, aceste subiecte sunt subiectele dumneavoastră ale mass mediei, pentru că dacă cineva declară despre arbitru, gata, se pune presiune sau nu știu dacă s-a pus presiune, de ce să se pună presiune, ce s-a întâmplat, a venit un ajutor, ne-a pus arbitru golurile în poartă, ni le-a împins el în poartă sau nu le-a acordat celor de la Craiova. Eu cred că a fost, haideți să vorbim mai mult despre fotbal, despre jocul care a fost un joc bun, cu două echipe bune, puternice, a fost care pe care, s-a întâmplat astăzi să câștigăm noi și m-aș bucura ca de acum încolo să câștigăm numai noi la toate meciurile. Eu zic că a fost un meci frumos și să vorbim mai mult pe seama fotbalului și nu arbitrajului, pentru că normal să fie un meci încins, joacă două echipe puternice, două echipe care au un pedigree, două echipe care au în spate un palmares foarte, foarte frumos și bogat și atunci este normal să vrei să câștigi. Fiecare echipă își dorește să câștige. Nu putem să stăm, să n-avem nicio reacție. Davis Mangia spune acum că, bineînțeles, nu a criticat deloc arbitrajul, dar spunea că a fost într-adevăr un meci bun, cum spuneți noastră. A văzut astăzi 3 antrenori. Unul la Craiova, pe dumneavoastră, pe care v-a felicitat, așa a spus, la FCSB și încă unul de arbitri. Da, este părerea lui Davis, eu și eu îl felicit pentru că e un antrenor bun, a demonstrat lucruri frumoase aici, are o echipă frumoasă și îmi face plăcere să ne duelăm pentru că sunt echipe puternice. Este părerea, nu mă pune să comentez părerea lui Davis. Eu îl respect, este colegul meu, îl respect și atât mai mult. În rest, nimic. Surprinzător pentru dumneavoastră să vedeți un portar care execută un penalty? Nu este surprizător, pentru că am văzut Piliaceli are un foarte bun joc de picior. Ați văzut și la construcția jocului, el contribuie foarte mult cu fundașii. Chiar în multe momente l-am văzut decisiv cu pasele decisive, pentru, dacă ne aducem aminte, și meciul trecut cu CFR Cluj a dat o pasă de gol pentru Colici. Și deci nu mă surprinde, are un joc bun de picior și este clar, dacă așa a decis antrenorul. V-ați spune portarul să bată un penalti? Nu știu, depinde. Dacă în anumite momente, de ce nu? Dacă are o tehnică foarte bună, da.
Stoian e jucătorul cu unul dintre cele mai mari salarii de la FCSB, este jucătorul cu cu experiență bogată în Serie A și nici în meciul ăsta nu a fost în lot. Care sunt motivele alegerii dumneavoastră? Motivele le-am spus și data trecută, am vorbit și direct cu Adrian. El este un caracter foarte bun, un caracter frumos, un om, așa cum a spus și dumneavoastră, și un bun fotbalist, are o experiență extraordinară. Poate din punctul meu de vedere a fost și o greșeală mea și mi-asum că a jucat în primul meci, a jucat direct titular și poate l-am supus unei presiuni foarte mari datorită faptului că în ultima perioadă l-a jucat mijlocaș stânga sau inter stânga în 4-3-3. Eu am mizat pe el mijlocaș central și poate n-a avut cel mai bun randament. Și atunci am spus... Da, Mihai Teja, încercând să explice de ce nu joacă Stoian, a făcut-o și la Fluminense.